Salut și bine v-am găsit la un nou episod din GTR Live, suntem aici împreună cu pisica. Bună! Și pisica a reușit să-și găsească posibilitatea de a-și lua uniformă de polițistă pe caracterul ei și acum nu mai trebuie să umble cu caracter de bărbat sau chestii de genul ăsta. Asta e foarte tare. De asemenea, vom rula astăzi cu această mașinuță care este absolut superbă, ca să nu ne recunoască hoții, înțelegeți? Și astfel, aoleu, explozie acolo. Bun, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place GTA Live și dacă o să mai vreți să mai facem și alte episoade. Nu știu, hai să vedem dacă reușim să strângem la episodul ăsta peste 7000 de like-uri. Aș aprecia foarte mult. Și hai să mergem. O să observați faptul că această mașină nu este neapărat o mașină inscripționată de poliție, dar nu se vede nimic înăuntru. Adică da, e complet... suntem sub acoperire. Nu neapărat sub acoperire, că suntem îmbrăcați în polițiști, dar nu ne vede nimeni dinăuntru, știi? Noi dinăuntru îi vedem pe ei. Da, dacă ne uităm, dar nu ne uităm, bineînțeles. Mamă, și auzi cum se aude motorul ăsta? Da, e așa ca o pisică care așa o mângâie așa pe căpuți și toate. Doamne ferește, cât de frumos se aude mașinuța asta, deci o ador. Pur și simplu o ador. Nu este mașina mea, dar aș putea să-mi cumpăr și eu una dacă e să-mi placă. Am împrumutat-o la un coleg și chiar îmi place, chiar îmi place cum sună și îmi place cum se comportă. Ia uite-l pe ăsta cum trage, băi băiete, cum trage în fața mea. Hai să vedem. O să mergem până la secție, mă gândesc, sau? Hai că spune-o pe hartă, dacă vrei. Ok. Da? Da. Hai să mergem până la secție și să vedem dacă este cineva acolo. Și după asta... Oh! Opa! Ia uite niște oameni pe aici și așa. Bine, ăștia nu o să știe cine suntem, pentru că nu o să-și dea seama că suntem polițiști în mașina asta. Vreau să mă uit așa, știi, să văd dacă e ceva, dacă se întâmplă ceva ilegal pe aici. Nu, văd că e cineva care vrea să-și cumpere o mașină. Vrea să-și cumpere o mașină, tipul ăla nu știu ce face. De asemenea, am putea să trecem pe la Leicester să vedem dacă e cineva acolo. Da, mergem, hai să mergem pe la secție să vedem dacă avem colegi pe acolo. Să mergem pe la secție să vedem ce se întâmplă acolo. Și pe aia, eventual, trecem pe la Leicester să verificăm. Opa, o mașină răsturnată. Da. Asta nu e Opa, chiar normal. Oh. Ce se întâmplă aici? Să întrebăm dacă au droguri. Opa. Ce faceți, băieții? Ceva marfă bună? Aveți și voi? Ce marfă, doamne? Știi tu la ce mă refer? Marfă de calitate. Avem, avem. Aveți? Aveți? Cât e gramul? Da, da. Cât e gramul? 500. 500? Și ce ai? Ce sortiment? 50 și? Ce sortimente ai? Ne dăm jos la el, mâinile sus în curând. Iarbă. Mâinile sus, mâinile sus. Salut, Mac. Mâinile sus. Salut. Ai iarbă, da? Ia, vină încoace. Aha, te-am prins. Și colegul tău la fel, ia stai aici. Ia, complice, hai. Mâinile sus. Ok, domnul mecanic, nu știu, dar acest individ a zis că are iarbă, a recunoscut că nu știa cine suntem. Ok. Domnule, nu știu, ați spus că aveți iarbă, deci vreau să vă verific, să-mi dați și mie... Domnul mecanic. Dacă sunteți dealer sub acoperire, și sunteți de fapt dealer, dar... Vreau și eu un buletin, vă rog. Ziceți mie că sunteți mecanic. Domnule, dați-mi buletinul, vă rog. Trebuie să mă controlați. A fost, domnule, controlate. Nu vrea să-mi dea buletinul, domnul. Bine, confisc obiecte ilegale. Confisc armele. Bă, n-are. N-are iarbă la el. Cred că e în portbagaj. Domnule, ok, vreau să verific și eu portbagajul mașinii, dacă se poate. Bun, hai să vedem. Cere să deschidă portbagajul. Solicită așa, stai să văd. La poliție. Aha, domnule, deci n-ai iarbă la tine, dar ce ziceai că vinzi? Da, domnule, sunteți curat. Imediat o să vă scot din cătușe. Domnule, când v-am întrebat, aveți iarbă, ați spus că aveți, corect? Am, da, și altundeva. Banul pe mașină. Ai altundeva, a? Bine. Stai că o să-ți plătesc eu. Bun, hai să îl descătușăm. Domnule, ai scăpat astăzi, dar suntem cu ochii pe dumitale. Da? Te rog să ai grijă. Ok, o seară bună. La fel. Da. Bună dimineața. Bun. Bă, mie îmi place faptul că nu știe lumea că sunt polițiști. Ei, în mașina bine, asta. Mă recunoaște pe mine după voce. Nu neapărat, nu cred.
Da, mi-a plăcut, știi, gen, da, am iarbă, am de alea, știi, și gen, mâine sus, mâine sus, știi, adică mi-a plăcut foarte mult chestia asta. Și ai sus la elicopter. Hai. Wow. Uite-s oameni pe dedesubt. Cred că i-a sus colegii de-i noștri, nu știu. Sunt mai mulți, avem și colegii noi acum. Da, e 271 și cu asta, dar ce că se întâmplă un jaf mare, nu știu exact despre ce e vorba, dar... Hai să mergem. Sper să nu fi plecat fără noi. Noi, eu le-am trimis mesaj să le aștepte, nu ne-am așteptat. Hai să mergem. Hai că noi ne-am echipat, așa, forțe speciale. Da, noi suntem forțe... Bine, tipul ăsta cu care mergem, el tot timpul e sub acoperire, știi? Da. Și din cauza asta el nu e echipat. Putem să zicem că el e pilotul. Și noi suntem forțele speciale. Bă, da, adevărat, eu n-am observat să aibă parașute în real life. Nu sunt parașute. Niciodată, nicăieri. Adică te arunci din elicopterul ăsta și ești mort. S-a vorbit să bage și smoke, știi? Da, ar fi bine. Asta ar fi super genial, frate, dacă ar băga. Pentru că cu smoke, ai putea să te strecori, știi? Așa, da. Așa stă cu shotgun-ul la colț și mai treci de el, știi? N-ai ce să-i vezi. Da, știu. Smoke-ul, da, mă, ar fi mișto. Chiar ar fi mișto. Ar fi super dacă ar băga. Pentru că, frate, de multe ori era după colț, pac, una în cap, gata. Da, știu. Ce-ai făcut, bă, nene? Mamă, cum se vede din first person. Tu-ți dai seama să mergi cu elicopterul ăsta în viața reală? Mamă. Nu am mers niciodată cu elicopterul. Nici eu n-am mers, dar arată înfricoșător. Mi-ar fi frică. Bă, știi care-i faza? Să mergi cu elicopterul să stai pe scaun n-ar fi o mare problemă. Să mergi cu elicopterul să stai cum stau ăștia. Pe da. Muchia aia așa. El să ține cu mâna de, știi, ca să nu pice, adică mie mi-ar fi frică. Tu vezi că zice vehiculul este prea avariat sau scrie doar la mine? Nu, doar la tine scrie, a rămas bug de la mașina aia. Sper doar să nu fi fugit, să fie ascuns. De ascuns sau ascuns, oricum. Să avem grijă la hotelul ăla din spate. Posibil să stea în hotelul ăla înăuntru, știi? Ia uite, ajutor, vă rog, am murit. Bă, noi nu suntem salvarea. Avem, na, îți dai seama că dacă avem o misiune mai importantă, nu o să mergem la tipul ăla. Ca mai fost să mai... Așa mai ușor, știi, mai liber. Aulu. M-a dus să scurt blindata. Du-te. Mie îmi zice că vehiculul e prea avariat chiar și când nu sunt niciun vehicul. A rămas pe ecran. Stai să rămân cu arma în mână. Opa. Asta e blind... Opa, iei de și cu ușa în cap. Asta e blindată, nu poate să... tragă, nu poate să tragă noi când suntem înăuntru aici. Dar schimb un geamuri, da. Nu cred. Cred că e blindată total pe real life, da. Ah, ok. Că scrie mașină blindată când ți-o spunezi. De-aia am și luat-o pe asta. Adică nu intrăm direct pe ei. Da, încercăm să negociem, poate. Da. Parchează acolo, în față. Opa, sunt aici, doar unul. Stai. Ăsta e elevul. Ia, nu te du. Ia, uite-l, e acolo, 36 e acolo. A venit și el. Săracu, cred că a vrut să se ducă la... Șefule, ce faci acolo? Ia zi. Max, înapoi, că nu e acolo. În spate. Nu e unde stau ei de obicei. L-am văzut unde. Se duce 36. A intrat pe aici? Nu poate. Am venit doar să verific. Aoleu. Opa. L-a luat? Nu știu. Dar se băguiește ceva aici, ciudat. Fără mișcări bruște. Ia uite-l, știe... Deja știe. Îmi place cum s-a urcat în mașină. Nu te urca la șofer. Free fire, cum am putea spune. Putem să-i dai de vibe, colegă. Mie mi-arată că e în brațe. Păi da, ia scoate-l din brațe, dă-i drumul cu tine. Da, am primit un joint. Nu știu cine-i bun. Niciun. Nu facem... Stai! Cine a zis că a primit un joint? Stai o secundă.
Cred că am trecut pe lângă cineva care a zis că a primit un joint. Da. Am trecut pe lângă cineva care a zis că a primit un joint undeva pe aici. Ia vezi unde e chestia verde. Da, acolo la iarbă poate? Da, hai pe ei, hai pe ei. Hopa! 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 Ia uite cum răsare floarea. Trageți pe dreapta, trageți pe dreapta acum. Trageți pe dreapta acum. Băi, l-am pus în braț. Da, ieși. Poliția, stai! Culcat! Ia ce-s, domne, care-i treaba cu joint-ul ăla? Aici e la el. Domne, v-am auzit că a spus că ați primit un joint. Eram cu avionul și v-am auzit din zbor. Ia ziceți, care-i treaba? Aveți joint-uri, chestii? N-am primit joint, domnul. Domne, eu am auzit din zbor că ați primit un joint, deci nu știu ce să zic. Bă, deci l-am auzit zburând cu elicopterul. Nu avem ce legătură. Ok, o să facem percheziție la piele. A, nu, aveai doar 22 de carduri și 2503 de... Ia uzi, mă, 22! Mamă! Ia zic, ole, zic, ole! L-ai controlat? Carduri furate și chestii! Ăsta deține arme ilegale! Mamă, dar ce captură mare am făcut! Mamă, am prins peștele ce mare! Bravo, băieți! Bravo, băieți! Ce ziceți de chestia asta? Ce-ai prins pe el? Un shotgun. I want to die. Aha, haideți. Haideți. Ghinionul vostru. Colega. Poate microfonul din gură. Mamă, îmi sparge urechile astea, ești nebun. Băieți, puteți să-l luați și voi pe... Urcați-vă cu ei, așa. Că vreau să am și o locă, mai am și o locă. Haideți, domnul. Păi și eu cred că am unul. Stai așa că-l iau eu pe ăla. Domnul. Ah, ok. Așa se vede. Așa se vede. Domnul. Stai acolo. Este loc pentru toată lumea? Nu-i frumos. Stai. Hai. Domnul, dar mă țineți așa cu capul la răcoare. Da. Mă țineți așa cu capul. Să te înveți, domnul, să te înveți. Mamă, de ce te știu câți oameni? Mă, normal, dar încă pe atât. Deci, unul avea un shotgun, unul avea de la hacking și celălalt ce avea? Mamă, frate. Carduri și chestii. Da, unul avea carduri la el. A, deci pe ăla tot carduri și bani murdari. Mă, și abia am ieșit de la închisoare. Bă, a fost ghinionul tău, că știi care e faza? Nici măcar nu mergeam la iarba aici, știi? Dar am auzit pe cineva, din zbor, am auzit pe cineva că a zis am primit un joint. Și zic, ia stai puțin. Eram în trecere. Am zis că aici se pot vinde. Nu știu, eu eram în trecere pe deasupra voastră, la întâmplare, deci complet ghinion din partea voastră. Da, domnul, dar eu n-aveam treabă cu jointurile. Nu știu, domnule, eu am văzut că ați avut chestii ilegale pe voi. Un shotgun. La hacking. Ăla-s la hacking. Păi și ce? Hacking-ul e bun sau ce? Pentru unii da, pentru unii nu. Domnule, cum... Nu, n-aveți cum să scăpați din asta, pușcăria tot vă mănâncă. Aoleu. Bă, dar ce ghinion, mă, pe... Cineva să nu mă simt singur. Da, ai încă doi colegi. Putem să plătim cauțiune. Nu, vezi că e elicopter. Domnul, putem să plătim cauțiune măcar, ca să nu mai stăm la pușcărie. Nu, pușcărie pe viață, gata. Pușcărie pe viață. Să ne plătești o cauțiune așa. Marius! Păi ce cauțiune? Ai mulți bani și chestii sau ce? De unde mulți bani? Sunt mecanic. Ia zi, dă marcă câte 100 de mii la fiecare poliție și... Avem o ușă prin spate, știi ce zic? Eu n-am nici 30 de mii, da, păi 100 de mii. Am doar 24 de mii, mie nu mi se pare corect. Bă! Lol. Nu mai avem pe tipul ăsta pentru o secundă. Le facem poze de grup sau direct la pușcărie? Da, de grup. Facem... Că mai am un tip aici în brațe. Hai, poze de grup, să fie toată lumea aici. Da, și eu vreau. Hai, mă, toată lumea. Ia uite, mă!
thumbnail. Domnule, dar tu kilos, tot în kiloți ești, nu ai niște pantaloni pe tine, ceva? Sunt mai sexy, sunt mai sexy așa. Eu i-am zis, dacă dăm jaf, măcar ia-ți pantaloni. Sunt mai sexy fără. Haideți, zâmbiți la poză. Toată lumea cu fața, toată lumea cu fața. Ia uite, să-i aplaudă. Opa, stai că și eu vreau să apar și eu, vreau să apar și eu, stai. Hai colegul, trece acolo în mijloc. Așa, bravo, bravo. Vreau și o poză. Știți ce prost mă simt că trebuie să refuz. Vreau și o poză, așa, vezi că nu mai prins, mai am închis un pic ochii, mai fă-mi una. Așa, gata, gata, am prins pe toată lumea. Și din profil, haide, stai, toată lumea. O să apăreți în revista Playboy. Hai. Playboy Pușcărie Edition, hai. Doar eu. Hai, toată lumea jos la răcoare. O putem citi în închisoare măcar. Colegu, lasă-l jos. Da, domnule, cu sănătate. Hai, acolo. Vă rog să treceți. L-avem și pe acolo. Da, imediat trecem. Acolo jos, hai. Acolo. Să vă dea Dumnezeu sănătate și măicuța domnului. Stand and rest on your chain. Să nu vă împiedică. Să nu vă împiedicați. Nu, dar nu faceți de chestia. L-am pușcat cu taserul. Ia uite mă, săracu, s-a împiedică. Ma. Aoleo! Mamă, ce l-a plezit. I-a dat una peste față. Ajutor, sunt mort. Nu-i problemă, domnule, stai așa că se ocupă colegul. De fapt, domnule, practic nu ești mort, ai doar o hemoragie. Da, doar. Hai, intră în ori. De mai mică. Băgați-i pe toți într-o singură celulă. Bă, ce-i dă? Bă, deci lăsați, nu, faceți-vă că nu vedeți. Cine băiatul cu bătaia? Aveți probleme, vine 36 în general. Înapoi, înapoi! Înapoi, gata. Mamă, ce bucăți pe urechea, dă. Nu mai traumatizați pe săracu copil. Hai, poate vrei. Hai, și voi tu. Chemăm imediat pe domnul ofițer. Dar măcar îmi dai și mie ceva de mâncare. Ia uite-l aici, ia uite-l aici. Vrei să vă bată? Vrei să vă bată? Vă scrie numele pe bulon. Nu, eu nu l-am. Ia, stați așa, e vreo problemă acolo. Vă rog, eu nu da stare, că mă doare. Hai că vin imediat. Îți arăt eu o terapie cu buta. Nu da stare, vă rog eu. Dar de ce-i luat, mă, droguri? De ce vrei să spargi bănci? Ia zi. Eu nu am luat droguri, eu doar voiam să sparg bănci. Dar de ce vrei să spargi bănci? Dar de ce vrei să spargi? Colegu, lasă-ne pe noi. Păi, eu voiam să sparg bănci ca să fac bani. Vrei să arăt ce mângâiere finam? Nu. Aoleo! Vedeți, vă loviți colegul. Eu nu aveam droguri. La pușcărie, tu aveai cardul. Mamă, ce bucată în gură e. Nu minte, eu n-aveam droguri. Eu aveam cardul. Doar că eu ești de bun? Tu te văd de aici. Măcar nu mă lăsați pe jos. Tu ce-ai făcut? Tu să-i pe veciu, zi. Ești de bun. De ce stai, mă, pe veciu? Nu vorbești. Domne, vrei să strigi WC-ul? Dacă așa a zis domnul ofițer, dă-te jos de pe WC-ul acolo, stai doar cu fundul. Înapoi! Ia uite-l, mă! Să-ți pe jos, vă rog, că Ling Grecia. Lingio. Hai, înapoi în celulă. Mișcă. Ce gust are? Gust de sărat. Aoleu. Gustul pe care l-au avut și părinții când te-au născut. Mama! Aoleu! Bă, dă-te-mă din ușă! Câteva carduri de credit. Da, iau, și el a avut carduri de credit. Și prietenul lui. De prietenul lui. Eu recunosc 6 de oameni fără carduri. Bravo, frate. Are cineva să-mi dea și mie ceva să mănânc, că mor. Da, cred că am eu tacos. Așa. Mersi. El a avut carduri. Da, numai carduri a avut. Prietenul lui a avut un shotgun la el.
Da, eu sunt cu minte, eu nu umblu cu shotgun, că știu că e pe lasa. Umbli doar cu carduri. Poate mâine te prind și văd ca iarbă. Nu, nu iau eu iarbă, că nu știu de unde. Te voi nota, să știi, te voi nota și de acum când patrulăm, mă uit special după tine, să știi. Vezi că eu te recunosc imediat, imediat, să știi, să știi. O să mă simt onorat, dar și... Și vezi că o să fie ochii din umbră, pentru că nu o să fim îmbrăcați în polițiști. Max. Colegul, dar vreau să-l caușă pe la ficat, să văd dacă are acolo ceva. Și cam atât a fost cu episodul ăsta de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade cu GTA Real Life, nu uitați să apăsați butonul de like. Nu știu, mie îmi place foarte mult modul ăsta de joc și chiar vreau să îl aduc mai mult pe canal, știi? Adică aș vrea să fie și GTA Online, dar să fie și GTA Real Life Roleplay. Dar, bineînțeles, asta o să depindă în funcție de voi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați acolo un like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!